Dragul meu, draga mea, sunt Jasmin, iar astăzi îți vorbesc despre cum să comunici cu colegii la locul de muncă. O să-ți dau 5 reguli pe care te invit să le aplici la locul tău de muncă. Vrei să le afli? Vrei? Ești pregătit? Ți le zic! Prima regulă. Evita să vorbești când celălalt vorbește. Adică nu vorbi când cealaltă persoană vorbește cu tine. Nu vorbiți unul peste celălalt. Când două persoane nu se ascultă și se întrerup atunci când vorbesc, se creează conflictul. Așa că lasă persoana respectivă să termine ce are de spus și după aceea vorbește. Regula 2. Lucrează cu echipa și nu de unul singur. Productivitatea unei firme scade atunci când unul dintre voi vrea să fie mai cumoț decât celălalt sau când unul dintre voi lucrează mai mult pentru interesul personal decât pentru interesul firmei. Așadar, aminteșteți că toți de acolo sunteți o echipă, că toți sunteți egali și că toți aveți același scop. Regula 3. Observă și respectă spațiul individual al colegului tău. Și aici mă refer la momentele în care voi aveți pauză, la pauzele de prânz, la pauzele de cafea. Adică nu te duce și invada spațiul colegului tău în timpul pauzei. Că poate el vrea să stea singur sau poate vrea să vorbească la telefon. Întreabă-l mai întâi: Pot să iau prânzul cu tine? Vrei să bem cafeaua împreună? Regula 4. Mai întâi caută să-l înțelegi pe altul și după aceea caută să fie înțeles. Ce bofleic? Vrei să mănânci? Pune și care are o problemă acum, că e foame. Toți dintre noi avem anumite probleme și avem tendința să vorbim foarte mult despre ceea ce ni se întâmplă nouă. Și de multe ori nu mai ascultăm pe celălalt, care și el la rândul lui are altă problemă. Deci îți propun ca mai întâi să asculti problema colegului tău sau nevoia colegului tău și după aceea, dacă și tu ai nevoie să vorbești despre problema ta, despre nevoia ta, după aceea să vorbești și tu. Ascultă-l pe el și după aceea vorbește și tu. Regula 5 ajută-i pe ceilalți când au nevoie, ajută-i pe colegii tăi și cere și tu când ai nevoie. Ajută și cere. Cere și ajută. Și mai adaug trei cuvinte. Respect, răbdare și acceptare. Iar exercițiul pentru săptămâna aceasta este să pui în practică ceea ce ți-am zis eu și să fii mai bun, atât cu tine, cât și cu colegii tăi. Te invit să te abonezi pe canalul meu de YouTube pentru a primi și mai multe lucruri utile despre comunicarea ta și despre ce mai vrei tu. De asemenea, poți să activezi și acel clopoțel care te va notifica atunci când eu încarc videouri pe YouTube și te invit să distribui și pe Facebook acest filmuleț pentru a vedea cât mai multe persoane și poate chiar și colegii tăi să vadă acest filmuleț. Și spuneam despre ce vrei să-ți mai vorbesc. Despre ce vrei să mai vorbesc? Te pup! Ne vedem marți!